Da, am ajuns. N-am cumpărat niciun cadou, mi-am luat doar trusa de machiaj. Nu merită soca mea așa ceva. Bine, mă duc eu, te las. Urează-mi succes. Sunt obosită cât am mers pe jos. Taxiul nu merge pe așa drumuri. Și îmi stric tocurile. Am ajuns. Numai să nu o văd din prima. Să nu mă pună la treabă ca de obicei. Hei, azi e 27. Vine în ora mea acasă. Am eu un plan. Să o învăț, fac treabă. Și crede că cu mine e de glumit? Mă duc la 11 fixe vine. Mă duc eu să o întâlnesc la poartă. Îi fac o fericire. Of, numai să nu vii în tocuri că îi tai toporul. Of, să mă aranjez și frumoasă. Să vadă e că i-am dat o floare de băiat. Opa, de mult mă aștept. Hai, iartă-mă, de data asta mă iert. Of, și fericire să te văd, mă mic, hei. Păi ziua, de mult nu ne-am văzut. De mult nu ne-am văzut și iar în tocuri tu la țară, iar în tocuri. Cine mai vine la țară în tocuri, pascăi? La modă în ciorape albi la țară. Așa tot e plin de noroi, unii te-ai încalzat în ciorape albi. Mămica, tu nimic nu înțelegi. Sunt la modă. Asta se numește modă. Dar cui explic eu asta? Că se vede după îmbrăcămintea ma tale. Dar și cu moda mea. Pop cei de la modă în piața. O pereche de pantaloni. Colățel și un fular căldut. Așa e la țară. Ia ca tu și înțelegi, tu și înseamnă țară. Nu am cu cine vorbi. Dar ce, o să stăm toată ziua aici? Vreau să mă așez să-mi fac meche up. Băi, și mă ieși asta, meche up. Nu-i nimic de râs. Dacă nu vă folosiți cu cosmetică, nu trebuie să vă râdeți. Hai, intră în o grajă, stăm la poartă, grăim de make-up, de țară, de... Hai, intră înăuntru. Primul rând, te îmbraci normal. Într-o haină asta și te îmbraci că e merăi și japiou și jinovată. Hai, îmbracă. Ca pasă de fioză jinovată. Tot eu. Ia ca așa, ia ghinșor. Mămica, tu îmi strigi tot look-ul. Și look, măi, și șapă vrei, măi. Dar de ce șapă, mămica? În rusă spune look la șapă. Aaa, dar eu nu la asta m-am referit. Multă vorbă, sărășie omul. Hai, măturiță și leac să măturăm aici. Duc să fac o cafeluță, că nu mă sunt chiar ghine, nu mă întreză de dimineață normal. Tu, de sărbători, ești și tot curat. Ei, dar cum eu în ciorape alb și în pantofi să mătur? Asta mă prăfuiesc tot. Asta nu-i treaba mea. Ai știut unde vii? Of, nu trebuie din țara asta, dar măcar mătru îmi dai? Da, of, timp și măturița. Că la câini mi-o arunc. Eu cu dezamul, cum să mătură? Poate are un buton să apăs, să faci singur să pornească. Eu cu asta trebuie să dau de mână? Trebuie să mătur. Să nu mă spună cumva la barbat. Să ține mătura asta așa sau așa? Mă fac și eu cu mătur. Și credeți că să observi sacra mică e mătura? Și ghini că am aparat să beau și eu leac de cafea naturală.
Asta înseamnă să ai ficioraș. Ah. Ești pe buton, scurge, ia uitați și frumos ești. Ia la dânsa, ia și mătură, asta e măturătură la dânsa. Nu a mai învățat-o nimeni la oraș să măture. Auzi. Ajunge, simt că-mi cade o unghie. Să mă așez puțin, să vopsesc buzele, că mi s-a uscat de la aerul acesta de la țară. Mai pot vorbi normal. Traceata toată prăfuită. Și aici e murdar. Cam cu ce mă calma cu această trusă. Na, o măturat, o leucțip și de-am gata, de-am ies-o așeza, de-am bună ziua și la de-am. Mă aduc eu să o trezesc din somnul de frumusăți. Tu și nu faci treabat, hăi! Da unii mătura! Am adormit puțin, sunt așa de obosită. Am ținut mătura aceea din puteri și așa tare am obosit. Oh, nici n-ai măturat normal, de-aia m-ai obosit. E, vezi dacă ai crescut la oraș, ce să-ți fac? Dacă nu știi a mătura, du-te măcar și dă măcar la păsări, o caldare de apă, o caldare de grăunță. Altă treabă mai ușoară nici nu există. Bine, sper să fie ușor cum îmi spuneți. Am văzut în filme că totul e curat pe jos. Sper să fie așa. Și păsările sunt foarte curate în filme. Cine acolo oare la Ileana alungă găinile? O venit oare iar nora ei? Păi și alungă e găinile și alea. Dispare și n-a să dea ouă cât trebuie. Mă duc eu să-i spun lui Ileana. Mă duc să-i spun. Ileana! Ileana! Unde ești tu? Vine pe la poartă! Vine pe la poartă, te rog! E ceva foarte urgent, foarte urgent! Gata, m-am săturat! Eu pentru binele vostru am vrut! Mâncați și îngrașați-vă! Bine, dar găinile acestea sunt tocurile mele noi, le-am murdărit. Am dat o sumă foarte mare pentru acești pantofi. Și vrei Angela de la mine, că i-aud glasul. Angela, ce m-a scris? E așa urgent? A venit să spun. Nora ta alungă găinile. Am trecut lângă casa ta și
Am văzut-o la găini, că alungă găinile și am vrut să spun. Să ai grijă, nu de alta. Să nu spere găinile că, știi, nu crezi ouă după aceea. Mulțumesc chiar că ne-ai zis. Vreau să încerc și eu să o educ, că e de la oraș. Hai, hai, rămâi cu bine. E cu bine. Îmi pare bine că am făcut o faptă bună. Fata mea, ce ai făcut la găină? Slipul la dietă nu s-a primit. Cum ai pus tu fata la dietă? Ce ați mâncăm oasă din găinile astea? Sunt prea grase. Vai, vai, asta numai tu puteai face. Hai la făcut sarvale! Oh, mai am încă 3 săptămâni aici. Așa am obosit.